Tinerețe, frumusețe și dăruire, ansamblul de dansuri Bujorul de Munte din Gura Râului. Cât e de frumos și de important atunci când tinerii își ocupă timpul așa cum trebuie. Atunci când tinerii ne asigură că viitorul comunității noastre va arăta la fel de bine, pentru că prin astfel de lucruri existăm și vom merge mai departe, asigurându-ne continuitate. O comunitate în plină dezvoltare și acest festival este marca noastră. Mulți vin să ne viziteze și să calce pragurile caselor noastre cu ocazia acestui festival. Ediția este o ediție aniversară, 20 de ani de festival, deci este cu vechime și totodată 80 de ani de înființare a Unilor Sibiului și acest festival se învârte în jurul acestui eveniment, Junii Sibiului. Vrem să menținem tot ce e mai frumos și tradiția noastră să fie dusă în continuare urmașilor noștri. Nu avem cum să vorbim despre un festival și să nu ne referim și la gastronomie. Gastronomia locală este una autentică, se păstrează în continuare și foarte mulți oameni continuă să facă pâine în cuptoare, cum se făcea de mult, aceleași rețete se transmit din moș strămoș și cu mândrie le ducem mai departe. Junii Sibiului s-au născut la Gura Râului. Maestrul coregraf Ioan Macrea s-a născut la Gura Râului. A înființat o trupă de juni la vremea respectivă și în momentul de față, după 80 de ani, tradiția merge mai departe datorită fiicei sale și a ajuns de renume mondial. Au turnee în toată lumea și dansuri din toate zonele țării. Această dragoste pentru tradiție și pentru sportul popular pleacă din familie. La noi familiile sunt tradiționale și doresc să-și păstreze acest dezaur prin copiii lor.